Noi, la finalul fiecărei judecăți de acum, avem o rubrică care se cheamă Duhul Răului, zic eu. Titulatura formală, Ovidiu îi zice Ursarul Săptămânii. Alegem un soi de personaj negativ, dar și umplut de ridicol din ultima săptămână pe care o analizăm. Da, ori un ticălos, ori un simplu prost, ori Cineva care a un... Da. comis o prostie monumentală, cineva care a spus o prostie monumentală, evident oameni cu, în general, cu poziții publice, ale căror cuvinte contează exprimate în spațiu public. Ce le propunem invitaților noștri din formatul La Taclale e să nu se uite doar la ultima săptămână, ci să se uite la ultimul an, că ăsta a fost cumva framework-ul discuției noastre, presa românească, odiseea presei românești în ultimul an. Îți solicităm și ție acest lucru, să ne desemnezi un ursar, un duh rău al ultimului an, poate să fie și un personaj, Exact. poate să fie și un factor instituțional, poate să fie, nu știu, o realitate sistemică mai largă pe care tu o consideri ca fiind negativă. Apropo Sau de suprem negativă suprem pentru negativă, apropo de pentru funcționarea presei Exact. românești și chiar a democrației până la Da. urmă, că noi discutăm de presă În context de în democrație. context de democrație. Ne strângem în formatul ăsta de discuții până la urmă ca să le transmitem oamenilor că în sine o presă sănătoasă e fundamentală pentru o Ah. democrație sănătoasă și dacă presa e stricată, și democrația e stricată. Închid Absolut. paranteza asta. Rugămintea noastră către tine la final acum e să ne dai o bilă neagră pentru un soi de repet, e alegerea ta, că e un personaj negativ din ultimul an sau o instituție care s-a comportat nasol în ultimul an, dar să ne dai și o bilă albă, ceva care consideri tu că a funcționat, poate o redacție care te-a încântat pe tine în ultimul an sau un jurnalist Sau un care jurnalist anume, consider că și-a exact. făcut foarte bine treaba sau poate altcineva, nu știu, ți se pare că e un alt factor care merită o bilă albă pentru avansul presei și al democrației noastre. Pentru bila neagră stau încă în deliberări și vă zic și de ce. Și aș da-o pentru același, efectiv pentru același lucru, pentru relația cu presa și ceea ce fac aceste doi oameni de stat în România, raport cu presa și unde au adus presa în ultimul an de zile, pentru că ultimele rapoarte sunt terifiante despre starea presei în România și aici vorbesc de Nicolae Ciucă și de Klaus Iohannis, cei doi mari conducători ai țării noastre frumoase, care în ultimul an au călcat presa în picioare și știți foarte bine, unul dintre ei tace din gură și schimbă legi, celălalt de la Cotroceni a ieșit odată public și atunci la fel a dat cu piciorul și practic ne-a confirmat că pentru el presa nu înseamnă mai mult decât nu știu, nu înseamnă Suport, nimic. un Nu suport înseamnă de nimic. microfon, aș zice eu. Niște Nu oameni înseamnă care nimic, dacă îi vreți. țin pentru președinte, ăsta e sentimentul meu. Rolul Și... jurnalistului e de stativ, de microfon. Să-i țină cineva microfonul ca să-și spună poezia când vrea să-și o Când vrea spună. să-și o spună, iar atunci când vrea să-și o spună, stativul să fie perfect aliniat cu cel al celuilalt, dacă sunt mai mulți, nu? Adică vreau să fie protocol, farmacie. Ăsta e președintele nostru. Exact. Asta e cu bila neagră Da. și sunt o grămadă de alte argumente, dar Nicolae Ciucă și Klaus Iohannis, bila albă vine pe partea cealaltă pentru jurnaliștii care au fost la conferința lui Klaus Iohannis și au pus majoritatea întrebări foarte bune și l-au înfruntat pe șeful statului, întrebând tocmai despre relația lui cu presa și declarațiile lui în ceea ce privește presa. Și, bineînțeles, jurnaliștii care au scris despre plagiatul Nicolae Ciucă și în continuare țin subiectul în actualitate și se luptă ca lucrurile să nu rămână așa, indiferent de ce pârghii legislative și executive au ei și cum vor să schimbe legile. Deci chiar dacă vorbim despre o presă puțin
încălecată. încălecată în ultima vreme, bila albă merge tot către acei jurnaliști care își fac meseria în continuare și se încăpățânează să le țină piept acestor oameni care astăzi în România au cam totul, cam toate pârghiile, doar că le lipsește, nu știu, le mai lipsește ceva și nu o să aibă acel ceva, pentru că o să fie oameni care o să se opună.